și bine, vă dai găsit la un vlog astăzi. De proștiu, după toate gardele. Nu, e pe toate hârtiile, nu e proștiu. Astăzi am venit să... donăm sânge. Să donăm sânge aici, început de săptămână. Încep să ne înțepăm în degen și să ne luăm glicemia. A, da. Hai să vedem dacă e... pișcă acolo, pișculeacă. Roleacă, nu pișcă. Pișcă. Poate mai e lume care chiar are nevoie și... și ne urmează. Am venit... noi suntem al treilea an. Da. Am venit la Foșan, au ceva treabă și zic, Luca, vrei să mergi și la spital să donăm? Hai! Dar hai că mergem, gata, vă să mergem la țepa. Da, trebuie să completăm chestiunea. De fapt, numai eu. Carmen are o carență de fier. Ea n-a putut să doneze. A zis că mai a găsit la glicemie 12, ci că e prea... mică. Nu mă pricep. Asta înseamnă carențe de fier. Și i-a dat s-a dat doar una de asta de dat fier. De luat fier. Aia, anul ăsta mi-a dat trei aici, că s-au înmulțit. Și mi-a dat și de asta să mă duc și la medicul de familie, că mi-arată că mi-a luat sânge din nou în venă, din venă și e mai mic, e 9. Prima dată era 12. Și după aia era 9. Mi-a luat doar așa. Și n-am mai donat. Mă duc cu ăsta la doctorița de familie să-mi dea și ea tratament și să iau și eu mult timp fier în fiecare lună. Eu am zis. La trei de astea. Ca să nu mai dai mult fier, eu am prea puțin fier. Ascultă, să nu mai dai bani pe prostii și pe pastile. Mergem acasă, o să tai vă două, trei bucăți de hier de alea. Da. Ai văzut câtă pilitură iese de la așa? Le pui în apă. Nu. Le pui în apă cu o leacă de zahăr ca să aibă gust și bagi în tine dacă n-ai să ai hier toată viața de acolo. Mi-au spus că sunt anemică și trebuie să urmez mult timp. El în două, rău. Trei luni... Rău ești, nu? Da. El în două, trei luni... E posibil și cear când le astea să fie de la lipsă de fier. Te-ai gândit? Nu. Așa. Prea proeminente. Eu le am din naștere, de la mama. Tu în două, trei luni ți-au zis că ai prea mult fier și în două, trei luni să vii din nou să donezi. M-a întrebat că bei? Nu beau. Fumez? Nu fumez. Cum? Înseamnă că mănânci carne? Mănânci și carne. Mai puțină carne atunci. Da. Și atunci mi-a zis să vin și eu, luând și fierul ăsta zilnic până atunci, să vedem dacă mai... și poate pot dona atunci. Așa că... Da. A fost un beneficiu că am venit. Da. Că am aflat starea sănătății. Da. Gata, mă, că l-am zăpăcit. Oh, că dai tot praful. Mamă, dacă te... Să intre o leacă. Cât ai vreo pe lume, am făcut eu aici. O să intre o leacă. Am făcut-o eu cu asta, ca mitică. Mai faci pe partea aia? Nu. Da. Și am reușit să montăm și prostia asta într-un final. Am și făcut focul la ea. Și funcționează. Și încălzește și apă. Și am apă toată ziua. Și Carmen e foarte încântată de asta. Da, că avem apă caldă. Și trebuie să mai montez chestia asta, invertorul ăsta și cu bateria. Așa. Trebuie să mai montez la termostatul ăla. Că nu ți-a dat cârligi de alea sau cum zice. Am luat azi două chestii de astea, adaptoarele astea. Și să-l mă pun să le montez. Dar întâi să-l astupăm toate găurile bune s-au făcut. Că intră frigălău. Intră frigul. Chiar a fost frig câteva seri. Și a și plouat. Uite așa, și aici. Și s-a răcit un pic și... Dar și pe de suflet. Da, aici se topă mult. Și el se mai umplă în afară asta? Da. Și atunci de ce pui așa bă, dacă se mai umplă? Te ca să fii. Ah, că de obicei, nu? Și pui și acolo? Acolo nu. Acolo jos. Da, peste tot. Păi de ce acolo? Că acolo pui pământ și după aia pui ciment.
La ce e nevoie? Hai să punem unde avem nevoie la camere. Stai așa, nu te grăbi. Eu stau. Ideea e alta. Că acolo unde am făcut noi gaura. Așa. Și apoi l-am auzit pe nenea care curăța acolo ăla. Că? Mă râia așa, cred că te-a înjurat printre dinți. Că începuse să taie la spumă și nu-i de alta, dar e dens rău și dacă pui mult, se face deasă. Mm-hmm. Bună ziua! Gata? Păi mai trebuie vreo 3. Mai trebuie vreo 30, cred. Și acum vin pe aici, ne-am pus un pic. Vin pe aici, pleacă pe aici, să duc aici la viitoarea baie, acolo pleacă. Hai, pui spuma aici! Viitoarea baie. Oh, ușor că sare, mai bine dă-i în pământ! Să dai în pământ! Mamă, dar la unde? E surd! Hei! În pământ, că curge toată pe jos! Cred că de la lipsa de fier a început să-i... Da, e perfect așa! A început să-i ia mintea raza, sau urechile. Ia uite cât ai dat pe jos, ia! Așa e bine, dar gata, ajunge că-i gaura mică! Gata, la... Păi nu-ți ajunge pentru toate! Aici, tur-retur e apa, calorifer cred că o să fie aici când Doamne ajută cândva, iar astea cred că o să fie pentru apă, de aia le-a lăsat, zic eu. Nu știu exact tot. Aici se duc în camerele celelalte două. De acolo, de la ușă, vine pe dedisubt. Aici o să fie un calorifer odată. Aici care se duc pe partea aia și intră la noi în cameră. Aici care se duc încolo, e o harababura, a fost o leacă de muncă zilele astea la noi, dar ce să-i facem? Ia, tur-retur, deși aici o să fie calorifer, tur-retur, cred că și aici o să fie, caldă și rece, iuvetă presupun, noi le-am pus. Explicam acum, caldă și rece, adică două de ghiuvetă? Dacă facem, da. Da. Trebuie apă caldă aici, aia acolo, aia am rece, zis. Acolo, apă caldă pe aici, apă caldă pe două. Aici. Uh-huh. Plus curge, trebuie să facem acum. Să de punem acolo. în aceleași șanțuri. Aici nu-i mai fac, a zis. Nu-i mai dau. Nu-i mai dai aici? De ce? Da, ca să nu, că nu-ți ajunge. Atunci îi dau din coa. Dai numai unde intră. Dar la noi ai dat? Ai dat. Da. Unde ar mai fi? Astea adaugă una. Se ajunge atâta. Și asta e gaură, care e pe perete. Uite așa, da? Așa, la masă umflă. Trebuie să nu cu ăsta, că nu merge cu asta. De ce e? Încerc ca să-i pun aici, dar nu funcționează și te surprind aici. Asta e direct șurub, direct șurub. Uite așa, ai desat-o pe chestia de asta. Eu cred că dacă mă chinuiam o leacă, eu cred, după părerea mea, că era o chestie foarte sinceră, am mutat o centrală de asta simplu. E foarte simplu, sincer. Bine, că ai să zici acum, că după război, nu e vorba niciun război, e vorba că eu așa cred. Deci nu trebuia să mă chinui prea mult și o reușeam. Serios, e chestie simplă. Am montat o centrală termică, e o chestie simplă. Aici trebuie închis, uite așa. Mai blocat. A? Nu merge, nu? Dar cum Dumnezeu? De aici avem... Păi zic, bre. Dar tu te uiți, dar nici nu zici, băi, Gheorghe, Afanasă și Ion. L-ai închis prea mult. Zi. L-ai închis prea mult. Și nici așa parcă nu e bine. Dacă aș putea să mai strâng o leacă. Ia. Așa e bine. Odată.
și-o dă o oară. Ce plus. Ăsta e minusul. Și facem exact aceeași operațiune. De unde vine ăsta prins? Așa, din lateral, nu? Așa vine. Și ăsta poți să-l pun chiar pe deasupra, pe aici. Și ăsta deja își face treaba? Ce? Ăsta. Acu. Nu? Ce face ăsta, de fapt? Ține impresiunii. A, deci fără el nu se poate. Nu se poate fără el. Uite așa. Ăsta e foarte important, dacă se întrerupe curentul, asta se încinge cazanul, da? Și e posibil să plesnească un element de ăla. Aula. Un element. Caloriferul plesnește. Știi? Problema e că trebuie să facem culut. Da. Urlanul. Întrebarea e când poți face asta? După ce să venim de la EMA. Facem azi? Păi facem. Da. Că, hai, poate în seara asta, nu știu dacă mai facem focul, că e destul de călduț, a fost azi. Dar nu-i bai, am înțeles, dar n-am făcut de două ori și a tras, s-a... N-a ieșit fum, nu nimic. E o leacă. N-a ieșit fum, deși bulanul nu-i băgat. Deși, da, dar se vede, ia uite. E în două locuri. Uite, trebuie, deci nu gaura asta din perete, ci următoarea, unde intră burlanul. Dar ce-a făcut bobita? Și aici cum faci? Mă. Acolo ce înseamnă? Cum faci tu la dita mai gaura, că ai făcut o leacă de gaură aici? Unde vrei? La burlan aici, am perete. Punem cărămizi. Așa, și cu lut. Cărămizi, lut, cărămizi, lut. A, și tot odată. Adică nu lasă usuce și că mă gândeam că poate e greu, poate e... Știi ce zic? Nu. Că poate e greu, dar cărămidă deasupra nu pui, că s-ar putea să vă pună presiune pe burlan. Ah. Știi ce zic? În părți, da. Dar nu foarte mult, să nu ia din... Uite așa. Ia să văd dacă funcționează chestia. Stai o leacă. Ăsta îl băgăm în priză aici. Dă-te o leacă, așa. L-ai scos? Ăsta intră în priză aici. În spate, are două prize de astea. O dată. Da. O dată. Ăsta e închis, presupun, nu? Și presupun că nu are nici baterii. Presupun. Și cum? Se încarcă singură? Da, bateria nu are baterii, cred. Ia, explodează ceva? Cum să explodezi? Du-te încolo! Dar altul nu se mai aprinde. Din cauza că nu are baterie? Stai așa, să vedem. Asta e baterie. Da, și încă se încarcă. A, nu, sau asta e bateria aici? Nu, aia la altă e baterie, că se încarcă. Aia la altă e temperatura, presupun. Dar nu, bănuiesc că are numai rol de invertor, are? Nici nu știu ce înseamnă. O avea numai rol de invertor sau are și un... Dar n-are niciun acumulator, că nu. Are rol doar de invertor. Așa, alea sunt bune, deci poți să le ții acum. 12V ăsta. Da. Asta are rol de încărca bateria asta. Da. Așa. Și bateria ce rol are? Asta când se încarcă, ăsta întrerupe bateria, da? Așa. Iar când nu mai e curent, bateria deja încărcată, da. Se duce 12V aici, iar chestia se transformă 12V în 220V, care alimentează ăla, da. Ca să poată să plece pompa. Deci eu întreg... Da. Ai înțeles care e? Deci nu se poate fără nimic de aici. Dacă s-a luat curentul, ți-am zis, pocnești... A, dar ai putea fără ele. Din ăsta, care dar riști tu pe pielea ta. Da, poți. Ai putea fără ele. Da. Ok, pentru că mi-aș fi dorit să găsesc și eu informațiile astea pe YouTube. Și nu prea le găsești. Ai înțeles care e ideea? Știi, motamu, poate cineva să mai uită și poate cineva chiar vrea. Și eu încă nu știu. Asta și cu asta, poți să iei undeva pe câmp. Da? Dacă e bateria încărcată, da. Și ascult muzică la ceva, la un zbagiu, o ceva. Asta nu poate să dea muzică de aia, cum fac oamenii, încarcă aia și, nu muzică, lumină, mașină de spălat, poate? Da, poate să alimenteze. A, da, deci asta mașina e. Mașina de spălat, nu, dacă e de zi. E de bataș cam mare, știi? Da. Dar ceva ce e mai mic, așa, cu okay. Siguranță. Mm-hmm. Dar asta face toți banii. Am eu apă caldă, deci noi am aprins ca să probăm asta seara atunci. Și seara n-am mai probat apa caldă. Ei, dimineață, toată ziua am avut până la seara, la 4 am avut apă caldă. Iar seara am putut să fac baie la copii cu apă caldă de la ghiuvete, n-am mai încălzit. Așa că eu pentru asta sunt mulțumită maxim. Că
Ia uite ce s-a umflat aici, bă, și cum i-a făcut. Să mai umplu, să mai umplu. Serios? Uh-huh. E bun atunci. Să mai umplu. Păi nu mai punem, că o să deranjăm... A... Păi atunci ce ai zis tu că faci? Lut! Facem lutul, lutul da. Cu cărămidă, și îmi faci și asta la ghiuvetă, ca să pot să mai bag la spălat. Asta ce simt? Aia din mâna ta. Oh. O cumperi acum? Problema e că mai am o problemă aici. Și acum ce merge? Asta o să aud așa mereu? Da. Este chestia asta de coș. Care nu se prinde bine. Asta aici. Nu cred că e atât de... Ce să-i pun eu aici? Bine, chiar până pe aici este cumva. Nu se-mi place flacăra pe aici, da. Dar... Să-l mai prinzi. Nu mai merge prins. Să-l mai strângi, nu merge? Doar cu sârmă, s-ar putea să meargă mai bine. Nu vorbesc serios. Ia uite, uite uleacă. Sârma, asta, asta călărești ăstea. Sârma asta aia se tire și așa nu sârma, ai, în schimb, să iei un chel. Sârma vine exact pe șanț. Da. E mult mai bun. Pe restul cu sârmă, dar sârma e foarte dar bun. Dar nu, că asta face românul. Nu face românul. La mașini, la taci, da. La pantaloni, da. La uși să te intre hoții. Știi de sindromul picioarelor neliniștite? Când stai întins în pat seara la 8, știi, la televizor, și îți frământă picioarele așa, îți vine să faci mereu din ele așa. Aia e de la carențele de fier. Ai de la purici, stai documente, nu mai vorbi la iurea. Amorțele în mâini. La păduchi. Picioare reci. Sunt multe care... Da, și eu am exces de ser, tu ai de deficit. Și e mai rău la tine. Că excesul duce la multe alte exces de fer. Probleme. De fer. Trebuie să intri la dietă tu. Eu mi-a zis doctorița că n-am voie să intru la dietă. Am să intru, dar... Așa. Acum când tai porcul nu prea poți, din păcate. Ei, lasă așa că ai să poți. E cam nasoală trebuie. Lasă că ai să poți, trebuie. Între timp, am reușit de a-mi lua și o chestie de asta. Că n-avem ca voie să... Ca să aprindem focul. N-avem. Nu e voie să pui plastic, să pui aprins cu... Plastic, celofanic, să pune direct pe calorifer, la jos. Exact. Așa. Și cam asta e tot. Am rămas fără cu belele multe. Am făcut un card de credit, că l-am zăpăcit. Tot l-am zăpăcit. Și acum belele. Belele, belele. A zis doamna Angela. Doamna Angela, că ne vede acum. Da. A zis doamna Angela. Nu vă mănânc în curc, o să dați-o grăbată de bani, așa și... Da, exact, exact. Poate să vă doară. Exact. Ei, ei, ca mare dreptate. Ei, ei, mare dreptate, mare. Am niște prețuri atunci. Au sărit cu mult prețurile ei, cu mult exact, au sărit. Exact, exact. Pentru că s-a interesat și dânsa ar fi vrut să-și pună și ea, era mult mai ieftin atunci și la casa pe care o are ea. Mare dreptate a avut. Mare dreptate. Nu știu, sperăm dar să merite. Dar și ea, o sobiță și gata. De acum, exact cum, exact cum se spune, ne-am legat la cap de acum. Ne-am legat, dar asta e pentru viitor. Leia! Ce e? Nu-ți place? Nu știu, e făptă de la... Poftim. Vreți să o aici? Dar nu pot, trebuie să o rupi. Păi murdăresc sare, ce fac? Păi o pui pe toată. Păi o murdăresc. Ce dacă? Că am luat vreo 3 pungi. Să mai punem și varză. Căci că e bună de murători. Mm, păi iodată nu e bună. Trebuie de-aia neiodată. Da? Sare neiodată. Păi ori iodată, ori neiodată e. Scrie neiodată. Eu niciodată n-am înțeles care să pune și care nu. Neiodată. A, și știi că i-am zis la vânzătoare la noi, la magazin aici? I-am spus de care, ce vreau să fac cu sarea. Și mi-a zis, da, da, e bună, de-aia grunjoasă, da, în lută, e bună. Adică eu am crezut că numai la tine am eu văzut. Eu am crezut că... Că numai tu știi. Că am pus multă apă. Dar de fapt chiar am pus multă apă, nu că am pus... Dar nu mai ai pământ în sac? Mai e o leacă, îl pui pe tot. Trebuia dar să nu mai noi la umezit. Vezi dacă suntem blonzi? Păi poți să-l pui, că de doar nu-i ger. Și dimineața să-l faci. Hă? De atunci trebuia pus la umezit. Că mâine toată ziua are timp să usucă. Trebuia să-și tragă apă, ca lumea, da. Să mai toți bolovani. Mă vezi dacă mai adu o pungă de sare. Două. Să fie. Ca să o amestec. Păi e bună de murături sau nu-i bună? Da, e bună. A. Una.
Ai zis amândouă. Ei, să fie două, am zis. Atunci lasă una pentru murături. Așa aia trebuie să... Să mă zic tot dacă de ciment aici? Ciment cu pământ? Da. Sare, am mai auzit acum, mi-a mai confirmat cineva, dar cu ciment în pământ, da. Până mâine se usucă. Da, nu pune, mă! Jumate, cu... Pune, dacă tu crezi. Da, așa. Dai pământul, eu ce miștoi, eu ce lut să faci, eu uite-le. Deci că e cu barică. Uite, l-a scos din adâncime. Am fost la WC-ul, l-am săpat la WC-ul, la Călinu, l-am săpat WC-ul și am luat de la hoț. De la hoț am luat. De la galben. De la galben. De l-am scos de la 2 metri, dar n-avea 2 metri. N-avea nu, groapa. Avea 2 metri jumate, n-avea. Groapa? Da. De fapt, da. 2 metri în cap, ai. Gata, o lași așa. No! Hai, hai. Mamă, dar ce mă doare capul. Și mi-e rău de la mașină, de la... Da. Dar la coperi? Că poate plouă. Ei, lingi. Da, tu, acum, după ce l-am mesteci... Da, știu. Tu bine, după... nu perfect acum, știi? Da. Tu după ce l-am mesteci, acum trebuie să-l iei, să-l pui așa, nu? Cu... Da. Bucăți, bucăți. Bucăți, bucăți. A, pui în două găleți și mergem cu roaba. Punem, da, gălețile în roabă. Dacă, las ca ai apă caldă, te duci și te speli, dar nu. Nu, că să depune pământ de ăla la pățeavă. Dar ce îngheța mâinile! Meserie! Se știe meserie! Vrei să bag și eu mâna? Mamă, nu mai bagă nicio mână, tu lasă că... Dar mai ia și de acolo, de unde e umezeală. Așa, că e prea uscat, parcă. Nu, că e bun așa. Așa trebuie? Așa trebuie. Bun, dacă tu zici. Dacă știu eu cum să-l combin. De-aia te și las pe tine, nu vezi? În viața am fost întâmplat. Că ești meseriaș, mă. Mi-e spui de tine? O viață am făcut meserii de asta. L-ai făcut cum, nu? Când? Două sobe n-ai făcut numai cu lut? Păi nu mai țin minte. Păi cum? Lutul ai zis că e sfânt. Trei sobe. Trei? Trei. Că ai dermat-o pe aia și ai făcut-o din nou? De patru ori chiar. A, păi da, am făcut-o în cameră la bunicta. Da. În cameră la tine, acolo. Da. Care ai făcut-o cu 7 fumuri, după aia ai făcut-o cu 5. Așa. Da. Și asta aici? Care aici? La voi aici. La noi? A, în bucătărie. Păi spune, mă. La bucătărie. Numai că aici trebuia să fac și coșul și aici o fum. Dar în rest e bună. Ea e bună. Doar că dacă îi schimb motorul să meargă, e bună. Sau știi ce aș putea să fac? Pot să mă duc cu pătrate de alea până sus. Da, mă știu. Mă duc cu până sus. Problema e că nu știu ce să-i facă tabla, că o să plouă după aia în interior. Știi? Păi pătrate nu ai de jos până sus? Nu. Dar cum ai? E ai pătrat, cărămiz. Cărămidă, care pentru are o gură că... atât, cum ți-am explicat, atât ai gura. Da, știu. Că nu am ce să-i fac, era tu... Deci era cărămidă și mi-era să nu se dărâmi honul, să nu vină în cap. Da. Și l-am lăsat așa acolo. Deci e gura atât. Pentru că nu aveai cum să pui unde ăla. Nu aveam cum. Că ai cum. Zis nu știu ce se întâmplă, nu-ți zis dă voie. În casă după aia. A, da? Da. Ai prost. Nu-i cu ceapa? Nu mai, că cred că nu-i băgat în preză. A, și eu de ce mă spăt pe mâini? Că-s micul. Nu mă bag iar în ea? Ba da. Mă, da, întregi? Nu era mai bun jumătăți? Păi da, dar s-ar putea să fie prea lungi. Pentru perete. A, vedem. Nu se duce Carmen, le duce înapoi și aduce de la jumătăți? Nu. Se duce? Nu. Pune-mă și jumătăți. Gata. Dar pe unde? Pe aici. Păi, nu, pe acolo era. Nu, pe aici, pe interior, bre. Păi trebuie. Nu avem cum să ieșim pe portiță. Aici, aici nu mai poți să intru. Ba da, cu spatele. Stai așa să... Ia uite așa. Ca să le aduc aproape pe tot. Oh. Ce? Stai că o să mă îndărez mult pe aici. O să mă îndărez mult pe aici, dar nu știu ce. Păi ai mai întâi să scoți ăla, ăsta ai. Ai văzut, s-a încărcat bateria, s-a oprit și ăla. Da? Da. Da,
mai. Știi ce zic? Da. Trebuie să bag, uite, între astea două, trebuie să bag o dată cărămizi aici. După aia pe acolo, trebuie să pun prima oară lut, cărămidă, și cred că și o cărămidă. Întrebai tu de ce e mai scump pe capănet? Ce? De ce e mai scump ăsta, la cordul ăsta de fum, nu? Vrei să zic eu de ce? Nu. Ia uite aici. Ia uite, de ce? Ia. E dublu. Ai, unul peste altul? E dublu, de aia. A, deci ăsta vine așa. E dublu, din cauza asta. Înțelegi? Am văzut că lumea dă găuri în pereti ca să aibă elisiri, să aibă asta tiraj, știi? Da. La tine nu mai e nevoie. Unde? Da, uite, se vede afară pe acolo. A, n-avem nevoie. Se vede afară nu, pe partea ci că normal ți se cere și geam aici. Da, uite, ai trei geam. Ai, da. Aici trebuie să punem mușile și o să ai și pe aici tiraj până îți vine până da. Așa. Auzi? Da, oare e același sistem ca la solarii? Adică? Două rânduri de folie ca să nu mai facă condensul ăla să curgă pe plante, știi? Nu știu, și asta. Nu știu. Că mă gândesc că una să încinge să așa și una da, să curgă. Cred, eu asta nu cred. Cred că e doar pentru... Dar uite, deja, uite pe aici, ce a fost? Asta a fost cred joasă? Cred că e doar pentru protecție, eu zic. Da? Uite, că miroase a cox asta deja. A ieșit cox, da. Asta a fost jos, cred că și-a picurat. Da, a ieșit cox. Mă, dar nu-s prea greoaie pentru asta? Ce ai? Nu ajută. Ce ai făcut bobiță? Ce ziceai tu acum ceva zile? Că e mai ușor de construit decât de dărâmat? Da. Așa ziceai, nu? Da. Într-un fel așa e bine, ăla care îi place să construiască, mai ales că faci pentru tine. Dar e al naibii de greu. Dar să dărâm, n-ai cu praful ăla în mări și cu toate alea. Da. Și tu ai dărâmat vreo două case la viața ta, în afară de asta. Bine, asta n-ai dărâmat-o. Dărâmaș cu sovătul. Păi de-aia zic. Și pe degeaba, și fără bani. Da. Și la fel de... Simțeam că nu mai pot și așa. Hei, asta a fost cândva. Da. Cred că trebuie un pic de lut, zic eu. Ei, dar ce? Ai pus doar o găleată, nu? Da, și mai sunt? Da, cum? Mai sunt vreo două. Ți ajunge. Te mai duci și pe afară și mai umpli și pe afară și vin cu a? Vin pe partea asta. Dar du-te umpli-o. Hai să umpli și eu o car. Mai un pic. Da. Ai terminat? Super. Alei! Ce-ai făcut, mă? Păi și ăla de ce l-ai... Nu cred. Bă, tu vorbești serios? Nu, bre, vezi că glumesc. Ce? Dar de ce l-ai mai dat și pe ăsta? Pe ca să aibă izolație, bre, ca lumea. A, mă, tu faci mișto. A, zi mersi, că vreau să-l dau și pe ăsta, nu m-am răzgândit. Să-l dau tot așa, să-l fac. Nu-i zdravă, jur. Eu vreau să fac totul în întreg. Păi ori facem treabă păi cu mine. Păi da, mă, dar l-ai prins și ăsta e de fier. Are dublu avantaj. Ăsta e de fier. Ăsta e trebuia un silicon care e foarte scump de luat aici. Și ăsta e rol de izolare și de fixarea tubului. Îți dublu rol. Știi ce zic nu eu? Ăsta la un moment dat l-am făcut, l-am finisat așa, la un moment dat o să tragă și să mai fac răpături. Și mai trebuie dat încă o dată finisat, știi? Da. Acum, după partea cealaltă... Și aici ce-i faci? Eu ce la ei? Lasă așa, că așa e modelul. Okay. E modelul Made in Japonia. E model de la nou, Made in Japonia. Doamne. Așa, acum mă duc dincolo. Eu te vezi? Trebuie să umpli și acolo, nu? A, eu te să lasă. Vezi? Nu, să las acolo, nu se mai trage. Să trage, bine, nu se lasă. Să lasă, că e greu, oi. L-ai pus tot deodată. Am fost destul, zic eu. Până la urmă. Mm-hmm. Așa. Acum mergem pe partea cealaltă. Și izolăm corpul. Păi hai să umple asta și să ți-l aduc eu. Dar nu mai am ce să umple. Nu-ți mai trebuie cărămizi? Mai e o leacă. N-ai de umplut? Da, jumătăți de cărămizi îmi trebuie. Nu, mai e o leacă să fac numai. Și ți-ajunge asta? Nu cred, vezi. Pele-i pe tot, hai. Auzi? Păi să stup și aici. A? Să pui pământul ăsta la loc peste ciment. Și în partea aia la fel. Nu, cred că trebuie să mai turn ciment. Nu, asta nimic. A, da? Da. Trebuie turnat ciment până sus. Dacă rămâne o leacă asta, acolo rămâi, mi-aduce aminte să vinim aici, să mai urc o leacă, știi? Da. Ne pui și Oana ca lumea. Bravo. Ca lumea așa, în stilul tău. Cum trebuie, nu ca lumea. Așa.
Exact cum trebuie. Și alea sus. Bun. E până acolo, cât e ieșire, așa. E ca lumea, nu? Dau cu leacă de apă și e ca lumea. Întâia. Uite-și. Acum. Păi și atunci acum, că ai zis că să-i faci focul mai încolo. Mai pe seara, mai încolo. Ce-mi da. Fac? Acum, când e 45 de grade, fac? Nu, oh, am mai mâncat-o cu 45. Da, cât? Să de ce poți gluga în cap? Și dacă e cald. Ah. Crezi că dacă era frig, mai puteam glugi. Da. Glugi din ciocane, de astea. Glugi de coceni. Uite așa. Tot stau și mă gândesc. Așa. Cred că o să facem așa. Anul ăsta o să renunțăm la baie de tot. Că nu mai trezim cost, că până datorii. Și abia apoi ne apucăm de ei, știi ce zic? Da. E bun că din când faci... Am dat în rahat mare cu căldura ta, mai dat peste cap de tot. Știu. Mi-ai dat toate planurile peste cap, măcum mai... Pur și simplu, mai dat peste cap. Ne făceam niște socoteli, dar socotele mele de acasă... Da, măcar să ridicăm pereții din bolțari, ca mai economiseam căldură. Vine, dacă vine frigul, nu mai ieși nimic. Păi zilele astea poate reușeam. Cu ce? Cu bolțari. Da. Cu bolțari cu ce? Cu scuipat? Cu ce? Da. Am zis, doar așa, să luăm niște scuipat și... Păi de unde să luăm? Scuipat? Da. Nu, în serie, nu. Făceam economii la căldură, că pe colțul ăla, pe afară nu-i izolat, nu-i, știi? Deci atunci ne apucăm de ce mai avem de apucat. Da, că să te apuci de o baie e o leacă, adică nu, chiar dacă e mică. Chiar și o perietele să-ți fac, toate trebuie. Da, da. Și acum chiar nu, da. N-are rost. Adică tot ce intră, tot ce vine la datorii. Mai avem saci, putem să facem altceva. Așa. Mai am vreo 3 saci, de-aia de te-am cuit. Așa putea să ridic un rând, două, știi? Atât? Da. Eu mă gândeam că ți-ajunge, de aia ziceam. Doamne, cum vrei, dar nu mi-ajunge mie, gata. Să punem multă cantitate, știu, ca să ajunge asta. De leata aia o lăsăm ce mai este acolo. O luăm la mână. Scoatem toate, care și pietre până ea, scoatem afară. Așa. Și, și mai nivelezi când e. Da, poți să-i pui puțin mai multă apă, ca să nu se întărească. Aia zic. Și când e atunci, mai multă, mă. Atunci, să fie moarte. Păi, dar nu, că nu faci, nu pui mâine sau pui mâine. Păi, nu contează, când se usucă, atunci pune. Să evapora apa. Dar se usucă repede, știi de ce? Că o să fie în temperatură, după burlan. Ce? Dar deja s-a lăsat acolo o leacă. Nu, nimic, așa e model. Și ai astupat și aici? Dar pe asta n-ai astupat-o, nu? Numai pe aia mică de apă. Scurgerea noi mei, ai astupat-o? Ce scurgere? Țeava aia mai groasă o leacă. Țeava aia mai groasă o leacă. Ce aici. Asta e deasupra. E scurgerea aia. Tu ce mi-am dat acum? Eu am zis că pui o leacă de izolație de aia și peste ea. N-are, nu? A înghețat ea fără nimic în gheața acum. Și cu nisip și cu... Niciun rost. Nici măcar. Ne ajunge nisipul? Sau mai trebuie să mai mergem? Serios? Așa mult intră? Dar lasă mai bine nisipul cu ce mi-a. Păi da. Păi. Și eu o leacă și ai și făcut. Dar lasă că e bine. Lasă, iar te întorci. Ca să fii destul de adânc, să nu înghețe, să scăpă. Dar nu stă bine, nu poți. Îți vine peste mână. Doamne, miluiește! Hai, nu mai faci, că zici că ești la pomană! La pomana fasolicii? Pomana porcă, duci lupurii că îi duci în casă, da, prin da, ea, știi da. Cum e? Ia-te aici, să vezi dacă-s buni. Nu-s buni. Deci de anul ăsta? De anul trecut? Da, e clar. Pe anul ăsta n-am mai pus, că dacă au rămas, nu-i păcat? Și crezi că-s buni? Mai sunt buni? Hai, cum să-ți aduc apă? Cum să nu fie buni? Foarte buni. Da? O să aduc apă. Gata, poftă bună, copii. Noi mâncăm și voi revenim. Revenim. Și voi vă uitați. Așa, îl tai bucățele? Nu? Mergi cu amândouă odată. Le-ai deranjat. Păi le-ai deranjat. Le-am deranjat. S-au deranjat la bucă. Ia uite ce prost ai tăiat.
Lui Eric, dacă îi dădeai și mai bine tăia, zi mă! Mi-ai luat marcă? Nu, am uitat. La când mă duc la Ema, la școală, da? La grădiniță, la școală. Am învățat poezie. Da? Bravo. Ia că te ajută Eric. Eric, ia vino și apucă de aia. Zi prima stru. Ce doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de... Glory, țara mea de dor. Atâta știu. Hai, mă, eu sau tu, când aveți știi, sau, am întors o ia, mai tot o dată. Gata, mă, e dreaptă, hai. Măi, Andrei, de iarnă. Măi, scărinte. Uite, acolo trebuie să tai un pic. Ai luat ăla cu tine? Nu. Ce? Să tai, să se ducă până... A, să decupez. Păi... Ia, vezi, bă, tai-ți și țeava. Gata, dar lasă așa, nu, așa. Nu lua. Nu-i așa. Și acum vine să o așez peste tot, să o bagi în interiorul o leacă. Nu-i așa. Să vină până măcar până în urmă, dar asta, știi? Da. Că nu contează. Oricum te-ai bitunat să tunăm ciment după ea. Aici. Peste tot? Cândva, da. Și așa, pe el făcut sau îl îmbucățești o leacă când o fi să dorm? Nu, cred că peste el și mulți mai înalți. A. Mai bine, inundați-l, tui. Da. E mai bine, zic eu. Știi? Și cu un pic de temelie de aia afară. Da. Păi cum, și nu ți ajunge? Nu, mai te ajunge, cred că nu. E fix aici, unde e cea mai important. Hai că apucăm și până mergem la Ema, facem și cimentul. Da. Aici și înăuntru? O bucățică. Da, și înăuntru. Păi încă o bucățică nu, încă o fâșie. Că sigur o să-ți rămână dinăuntru, că e mai scurt acolo. Pleacă în țările calde, vine gerul, na 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 na, vine gerul, tu ești gelul, bună gelul, aveți o banană? Meseria, domnișoară, de artist. Meseria dumneavoastră, de artist. Să văd dacă merge destul de mult așa. Ia, ai grijă. Vrea să mă lași pe mine, că eu știu. Dar, de fapt, răstoarnă. Și după aia oricum am plus. Ia. Te dai mai înapoi? Ah, nu mai fac.
Da, cam așa. Ia dă-mi scrierea de jos. Hai. Dus, mai aduci una? Da. Tu când vrei să pui, dă-i pui, tata, nu fii jos. Ce-am pus cam mult? Dar mă bagă-ți tu în găurile alea. Păi le-am băgat, da. E prea mult stric. Ia. Să vedem. Meseria, da. Da. Dai seama. Nu, ce bine. Eu nu se vede că ar fi fost scăpat vreodată. Mai iei de aici, nu? Eu așa zic. Cred că e cam pus. Uite-și. Așa. Finito! Și acum, ca de obicei, cimența mai rămas. A rămas o leagă. Și nu știi ce să faci cu el sau ce? Tot am mai rămas, am mai rămas. Uite așa, trebuie să-l modicurăm așa, să stea cât că după aia lunești cu altul și mai pui plasă când e să punem atunci? Da, și păi da, nu faci tu, doar cine faci. Ai spart o bucățică. Mă, ai spart o bucățică acolo. Cât îți spun, mai pus. Aici, o să luăm frumos, punem ceva rotund, de jur împrejur, nu, punem ceva rotund, da. Bucat de țeavă de aia sau ceva, da. Așa rotundă, băgăm țeava, băgăm spuma acolo până se înalță așa, și după aia iei de jur împrejur ca să izoleze aia, știi? Tot am înțeles. E lasă-și. Și din acolo facem aceeași problemă. E bun, că e colțul ăla ieșit în afară mult. Să izolăm țevile, știi? Da. Ce stă în afară, da. Da. Ok. Să se schimbă doi. Da, dar uite, uite-te și tu, ce de păstăi a făcut a doua tură, față de prima. Mamă, dar stari de desfăcut. Păi da, stari față de luate de mâncare. Ți-o-mi pun pentru fată ceva? Ceva, ceva? Lasă-mă, rău, venei cu ea, că ți-a adună ea. Păi de unde ți-a adună? A, eu uite cu alea. Ia uite. Da, ia uite. Ia uite ce sunt aici. Ți-mi puni, în noiembrie ți-mi puni. A văzut ligheanul ăla alb, știi, ăla de plasă, alb și maro, care am eu două. Așa. Și a venit, a zis că pleacă în grădină după să culeagă zmeură. Ți-mi puni zmeură și... S-a așezat aici jos. Eu te-aici, o să te ajut și adună vânta. A, să rupi panorama aia de bălării de acolo. Să rup panorama de bălării de acum. Dar aici nu mai sunt. Doar ce e acolo și cam atât. Bre. Dar adună și tu ca oamenii, tot, știi? Dar tu ce ai de făcut? Ai geabă? Tot. Unde vezi? Cum adun? Păi de ce să mai văd? Eu când trebuie adunat tot. Dar tu ce faci? Mă uit la tine. Deci eu așa fac când faci în ciment? Mă uit la tine? Da, ce faci? Un car, un... Îl ce? Îl mestici? Toate alea. Da. Nu, nu l-a treabă. Putoarea pământului. Zi. Dar unde să le ducem noi? Asta e întrebarea. Mama mea, unde să le ducem noi?
undeva la două. Păi, în altă parte nici nu prea e unde. Deocamdată, mai lași o leacă de dizghioci. Vezi că ai călcat pe de asta, bune. Hă? De pe stăi, bune. Păi, de aia că e acolo, e unei cules tu. În spate, n-am cum. În spate, unei cules. Nu e cules. Trebuie să fie asta în față. Sunt de sămânță? Eu zic că sunt. Măcar o dată, dacă pui la anul, tot e. Eu zic că sunt. Dar nu știu cât mai e de bun al doilea an deja. Da, chiar. Azi, dacă faci două chel de sămânță din două remorci, ești patru ani. Două remorci? Sau un chel jumate. Două roabe de astea. Măcar un chel jumate, e? Doi pun, dacă faci tot e bun. Faci, pui două rânduri. Și acum mai avem un congelator. Și n-am făcut prăjite acum câteva zile? Da? Acum. Păi nu eram acasă când... Nu eram acasă. Eram plecat când am mâncat. Da. O să intrăm aici, ați terminat. Aha. Nu prea. Băi, ești cu capul. Ce rădăcini au, mă? E cam beton. Nu, e pământul beton, nu ca rădăcini. Trebuie tăiate cu foarfe, cu încet, 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 încet. Păi asta e treaba ta atunci. Da. Că trebuie să stai jos pe genunchi cum stai tu. Ia uite părul ăsta ce figură s-a făcut. Ce? Părul ăsta, 5 ani, nicio pară. Ua, face la anul. 10? Așa mi-a zis. În 5 ani, nicio pară. Nici măcar una. A? Nici măcar o pară. La anul a zis că facu niște pere de neam mai toată grădina. 10? Da. Ia-le că-s bune, acum mă uitam eu la ele. Uitai tu repede, le-ai văzut. Le-am turnat. Vezi că e mai și mai încolo, mai este inima boului. Foarte, foarte bune. Foarte, foarte bune. Bune, bune, bune. Ia-mi tu ca să iau roaba. Bune, bune, bune. Bine, bune. Cu ceapă verde, mai trebuie luat castrate cu doi. Auzi? Iată așa, până aici. Ia-ti bălăria asta ta, cum se numește asta? Nu trebuie luat așa asta? Sarhonul tău nu trebuie luat de aici? Nu. Trebuie lăsat? Stă toată iarna, da, dar era bun dacă îi puneam un bețișor. Ca să ridice în sus, că dacă îl prinde bruma pe jos, îl topește. Habar n-am avut. A, dar le-ai ieșit de aici? Da. Hai să intrăm în via asta cumva. Ia uite ce vii sunt struguri ăștia. Struguri vii. Struguri vii din vie. Ai struguri vii din vie. Ăștia negri. Vii din vie. Struguri verzi, ai văzut pe colțul ăla? Nu, erau albaștri, am văzut în partea altă. Zitea, s-a făcut, am florit mai târziu. Jar sau? Cenușul de asta. Rumeguș. Rumeguș ăsta. Ia să vedem, merge jucăria ta? Cum să nu meargă? La moto. Aaaa! Ia să vedem. Că te chinui, nu, nu poți să pui chestii, știi? Ia. Ce e tare! Cu aia mi-am sucit deștept. Cu aia pot să pârlesc un pui. Și eu. Serios? Da. Păi la aragazul, la aragazele astea mai noi, nu-ți dă voie să dai capacul cum erau la alea vechi, știi? Cercul de pe ochi, jos. Că se stinge, că se anticopii, sau nu știu cum se spune, știi? Și îl fac la flacăra care face mâncare. Și nu o să prălești, dar cine știe ce, dar ia, gata, nu-i gata. Nu trebuie, da. Ia,
Ia. Gata. Gata-i, mă. Nu, nu vrei. Ba da. Nu. Cum să nu meargă? Pentru că îi dai tu un cel mai gros de aia. Trebuia să cauți tu. Mai înțeles. Păi da. Nu? S-a încărcat bateria, nu? Până s-a încărcat, s-a îmbătit ăla. Și s-a și auzit, da. Uite, ăla e 16 grade. Iar aici, cât însă astea? Ei, nu funcționează ca plăzut. Nu știu, e sub 30. Sub 30, da. Așa, acum? Închide-l. Închide asta? Da. Da? Acum? Așteptăm să se aprindă. Aștept să vezi că nu mai dă înapoi fumul deloc. Vezi ce înseamnă acolo? Da. Dacă el nu era băgat în deloc, în nicio... Aștept să ardă astea. Începe să usuci, că se crapă, vezi? Da. Mai dăm o dată. Lăsăm să usucă acolo. Dacă îi dai focul ăla cu soarea, da, îți dai seama. Să usucă forțat. Mai ales ăsta de aici. E bine să usucă. Da. Înțelegi? Da. Cimentul ăsta în două zile e gata. Să usucă și asta. Să punem... Dar nu punem ușa, știi de ce? Că trebuie să-i... Să-i repar după la noale, că arată rău tare. Da? Da. După aia le punem. Ai putea să le schimbi. Ce? Cu alte balamale. Nu am alte balamale. Cum? La ușile alea, la alte vechi, albe. Nu sunt pe mine, sunt interioare. Ah. E bună chestia asta cu gaz, cum se mai închine, știi? Da. Să aprinde, pui vreo două lemne și drum bun. Am scăpat de o sarcină. Mi-a făcut focul. De ce? Nu știu eu. Ce? Dar ce trebuie să știi? Să aprind focul, da. Săracă, dar până acum cine aprinde? Eu, da. La asta mi-e frică. Ei, dai seama că e... Băi, și păstea și? După aia mai bagi în afară de astea? Mai bag trei, ele. Ei, țipă, cine țipă? Că e numai bunica în casă. Da, dar trebuie să-l închizi. Nu țipă, că-i dar... Am luat țevile astea când am luat... Ce am luat noi? Calorifer? Ce am luat noi? Mai multe acareturi de la mititele, da. Mititele din magazin special. Și azi le punem în funcțiune. Nu mi-ajunge tot ce am socotit eu. Dar măcar pot să încep să plecăm din camera asta cumva, știi? Da. Și ce-i faci? Pe ăla în grob și pe ăla sau ce-i faci? Bac pe aici, așa l-am găsit, îi dau după cablul de curent undeva, știi? Ca să stea sus, după amdată, okay. Provizorul, știi? Da. Ia-l și pe astea. La că o să trebuiască izolatoarele să... Le mai pui în capăt la alea. Să... Da, nu, că aici nu. Nu-i nevoie să ce? Vezi că s-a sucrumat, ia vezi. Vezi dacă ești mic? Dezavantaje și avantaje. Așa. Care e avantajul că ești mic? Că nu ești mare. A, așa da. N-a zis nimic. N-a zis nimic. Dacă era ieric, da, zicea. Pe internet, că trebuie să punem așa. La metru trebuie să fii 2 cm. În cădere. 2 cm în cădere. 2 cm. Așa. La un metru, 2 cm avem nevoie. Și noi trebuie să punem așa, astea să le ducem, astea scurte de aici, astea n-avem nevoie de ele aici, le ducem aici, am și două coate, dar nu știu dacă auzi? Nu e. Coate, nu cotul, da? Coate. Cotul. Ascultă, tati astea dacă le tai așa pe din două și faci în scurgere la streajină, în loc de uluce de alea faci din astea. E penal. E penal, nu? Da, dar ai văzut cât de scumpe sunt? Sunt, dar e penal de treaba, nu e ce trebuie. Eu aș putea să-l duc așa. Că aș putea să fac economii, o dată. Uite ceva în gen, aș putea să mă duc. Dar tu n-ai fost, eu nu ții, eu nu ții, n-ai mâncat de un iață? Nu. Na. Ei, rașcheta piciorul! Hai, mă, n-ai intrat. Dar nu ții viața până... Ha. Hai, că duce, mă înculeacă. Ha. Zici că nasc. Serios, așa trebuie să te țin. Contra. Stai, amuță. Stai, leacă. Stai un pic. Stai un pic. Tai. Tai. Au, mi-a dat un nas în față.
Auzi, mi-a dat, dai, dă-te la o parte, dă-te că te fac numai ulei, că-s murdar de ulei, tate, uite ce murdar. Dă-mi rocheța cu mine, mami. Încet. Mai merge asta, nu merge. Aici, de aici să țin? Nu, de aici, de aici. Să bag picioarele cumva. Haide. Uite așa, mă, dacă. Mai merge ridicată pe leagă, mai merge? Atât. Stai așa, să mă duc în capul, nici eu nu știu cum. S-o la jos. S-o la jos, că nu-i bine așa. Ia. S-o la jos, mă. Nu-i trebuie lăsată jos, că nu-i văd unii... Gat. Gat. Ce ușor a intrat asta. S-a intrat. Mă mir. Dar mi-a dus și mie o cumpănă de aia. Și nu ți-ar mai cumpănile. Cumpenile, nu cumpănile. Da. Cumpenile. Nu ți-ar mai fi trebuit să ieși? Ce? Cu ea. A, păi mai trebuie, dar cu îndată nu sunt așa. A, da, să putem face treabă, numai, din ce să mai... Îi ajunge acolo, putem face treaba niște și la revedere drum bun. Nu ți-ar mai fi trebuit? Ar mai fi trebuit. A, dacă n-ar mai fi trebuit, ar mai fi trebuit. Și ruleta? A, da. Dar nu știu unde e. Așa? Și uite o dată și o pungă, ca să o prind în capăt. Aici o prind în capăt în serie. Îți mai dă cu una. E dumneavoastră. Ca orice român am și eu. Punga cu pungi. Punga cu pungi. Da. Oh, oh, sunt. Sunt chiar mai mult. Ce? Chiar mai mult decât trebuie. E bine. E bine. A? E bine tu, Rozi, tu. E bine, tu, Rozi, tu. Hai să pui sub ele, să nu facă burtă în jos. Să nu facă burtă în jos și în jos. Uite așa. Ce mai izolam? Coatele alea? Și în sus le izolezi? Da. Pe acolo se mai face economie de... Rămâne căldura pe țeavă, nu? Măcar o leacă. Uite așa. Face mult. Măcar o leacă face mult, să știi. Ce mai face? Unde mai pui așa mică? A, deasupra. Ei, așa e când ai, da. Nu, așa e când trebuie să fie așa. Da, ei. Da, dar nu e peste tot așa. Adică unde nu s-a pus, nu s-a mai pus un rând deasupra. Că, na. Ia uite, la fix. Păi ce, că îl lași acolo. Chiar mai sus. Meserie. Cum o trage înapoi. Lemne și jar. Au. Lemne și jar e. Au. E bine. Normal, acum la 56 ar trebui să pornească. Mama! Să pornească, să plece apa caldă până calorifere. Da. Prin extorsiunea unui degajament. Își face treaba. Ea știe care-i treaba ei. Deci la 57. Ar trebui să fie caloriferele să se încălzească un pic. Chiar și... Nu, aia e apa caldă. Tur. Normal ar trebui pasta, nu? A, da. Călduț. Și într-un final am izolat toate astea. Le-am dat și de-a rostovalma, așa, ai văzut?
Una în alta. De-am dat la Rostovalma. Eu am văzut că doar eu ți-am dat ideea. Tu mi-ai dat ideea. Hai să ne știi. Și atunci. Hai să ne știi. De. Aici. Vezi că cam, le-a pus sus pe alea. Da, le-a pus sus pe alea. Pentru că așa sunt jos. Da, noi trebuie să luăm să băgăm ceva de sub acolo ca să stea pe ceva. Da. Acolo și de sub încoace pământ. Din coaiar, aceeași belea. Așa. Și apoi ciment. Și apoi... Nisip și ciment. Nisip și apoi beton. Așa. Aici. Îl lăsăm așa azi, dar cu condiția, să nu se calce pe țeavă. Aia e problema. Sau să nu se împiedice de țeavă. Hai să spune capul, facem și așezăm și noi pe aici, sigur și nu pe gâtul. Da, păi trebuie să pășești pe după, pe... Are dreptate și ea, are și ea dreptate. Da. Știu, dar nu ce faci, eu trebuie să acum stă. Eu da. Iau în picioare. Știu, dar vezi că acolo pui prost că totul e. Nu? Nu trec pe acolo, eu trec pe aici. Da, mulțumim pentru vizionare, dragi prieteni. Și vrem să spunem la mulți ani tuturor pentru mâine, tuturor Mihaililor, Gavrililor, Mihail și Gavril. La mulți ani! Seară bună! Pa!